satul Vorniceni, raionul Strășeni. Suntem la poalele unor băi, dealuri absolut impresionante. Aici găsești un peisaj cum nu-l mai vezi nicăieri în altă parte. Când mergeam pe drumurile din sat, mă întrebam, oare când o să ajung eu și o să o găsesc eu oare pe doamna Elena Lazarev? Și iată că am găsit-o, este chiar lângă mine. Este beneficiară programului Femei în Afaceri. A amenajat un muzeu fantastic, Vatra Dumeniului, chiar aici, în dreapta mea. O să vă invit înăuntru neapărat să vedeți patrimoniul cultural imaterial al țării noastre. Am impresia că tot e adunat acolo, în acea căsuță mică, cochetă, care a fost construită de Elena Lazarev și de familia dumnea ei. Vizita noastră astăzi aici se înscrie în campania UE pentru Moldova Rurală, pentru că e toamnă, numărăm bobocii, vedem ce am culesc, ce roade avem, ce rezultate, ce oportunități există într-o localitate rurală și cred că doamna Elena o să ne povestească multe lucruri interesante despre cum să începi o afacere într-o localitate rurală. Bună ziua, întâi de toate vă salut. Nu vreau să vă țin tare mult așa fără treabă să stați, mă ascultați pe mine, pentru că dumneavoastră aveți dispus cele mai multe. Bună ziua și bine ați venit la noi. Vă așteptăm întotdeauna cu drag și ne este plăcut când ne calcă pragul oaspeți dragi, indiferent de unde vin, din țară sau din afara țării. Și astăzi o să vă povestesc, să zic, un gând european, un gând bun, care vreau să dau mesajul tuturor ca să aplice la proiecte, ca să fie ideile binevenite pentru localitate și pentru, să zic, pentru teritoria Republicii Moldova și multe, multe parteneriate cu Uniunea Europeană. Ce v-a adus în satul Vorniceni? Eu știu răspunsul, dar să afle și urmăritorii noștri. Deci, trebuie să naști probabil aici ca să aduci un muzeu aici, să clădești un muzeu. Deci, în primul rând vreau să zic că îmi iubesc patria. Sincer vă spun, îmi iubesc meleagul. Indiferent pe unde mergem și cu ce, să zic așa, cu ce probleme ne confruntăm zi de zi, dar eu cred că fiecare unde s-a născut, acolo își dorește ca să rămână. Noi, așa, istoria mea este simplă, eu m-am născut aici, aici la această vatră și desde dimineață în fiecare zi îmi priveam aceste dealuri, aceste poale, noi suntem la poalele pietrăriilor, apropo, mai sus avem biserica de lemn, un, să zic, un muzeu sau un monument, un monument de arhitectură, da, foarte important pentru localitate. Și ce m-a adus? Haideți să zic așa. Am pus pe foaie multe idei. Și nu gândiți că este ușor ca să găsești ideea perfectă care te-ar lega și te-ar înțelege fiecare. Eu am vrut o idee mai specială ca să unesc toate sectoarele, inclusiv de la sectorul public, business și civic. Indiferent. Și deci am mers pe multe căi, dar până la urmă am pus pe hârtie un mic proiect la Gal Plaiu Codrilor, să zic așa, care a fost finanțat tot din fonduri europene. Am aplicat la acest utilaj, dacă puteți să vedeți. Eu zic să-l arătăm mai întâi pe cel vechi. Haide, care da, are o vechime de circa 100 de ani, dacă nu mai, mai mult. Totul a început cu acest război acest de țesut. Acest utilaj, acest război de țesut, care îl vedeți dumneavoastră aici, este un război care a lucrat bunicii noștri, să spunem așa. Bunicii noștri, bunicii și bunii mei și stră. Deci noi aici l-am pus ca un exponat la început, ca mai apoi să-i dăm viață și să vedem ațele cum merg. A fost la început greu, fiindcă toate doamnele deja au și uitat această tradiție. Ca să schimb multe doamne aici, până la urmă am găsit într-adevăr doamne care, să le spunem așa, care mai care cunoaște, da, și corect, se poate țese. Așa. Și am pornit acest utilaj ca apoi să vie ideea de proiect, unul mai nou, mai performant, mai cu, să le spun așa, mai de zilele zilele noastre. Și am aplicat la Gal cu un alt un utilaj mult dar mai. Dar ce ați cerut de fapt? Atunci deja aveați ideea unui muzeu? Vă doreați să fie amenajat muzeul aici? Deci am făcut parteneriat cu doamna Ludmila Crăciun, care este și ea, o, să spun, din satul Lozova, o, să zic, beneficiară a proiectului ODIM, dar doamna croșetează, face, să zic, prosopul.
ca în parteneriat am aplicat la Gal Plaiu Codrilor pentru două utilaje. V-am spus că sunt o doamnă care nu sunt zgârcită și îmi doresc ca lumea să fie cu, mai cu spectru mai larg. Și deci, doamna, să înțeleagă și urmăritorii noștri la Lozova se țese prosopul și la Vorniceni se țese țolul. După cum știți, țolul moldovenesc care el se pune, iată aceste țolișoare care o să le vedeți, sunt toate confecționate de doamna Nadejda, dar ceea ce vedeți dumneavoastră acum, lucrul final este unul așa mai simplu, dar procesul de a-l încărca acest utilaj este unul complicat care, într-adevăr, trebuie să ai cunoștință în domeniu. Cuvânt, dar n-am răbdare să văd muzeul, vă invit înăuntru. Nu întâmplător am ales noi să venim astăzi aici. Zilele trecute au fost lansate Zilele Europene ale Patrimoniului, ediția 2020, are ca generic Patrimoniul Cultural și al Educației. Okay. Există un program pe care îl puteți accesa, să vedeți toate activitățile, cele mai interesante, să nu ratați niciunul. Accesați site-ul oficial al Ministerului Culturii, Educației și Cercetării, vedeți ce se întâmplă, unde puteți merge. Mulțumesc. Și iată că avem, vă zic eu, întreg patrimoniul cultural, imaterial al țării noastre, am impresia că este adunat în acel muzeu. Dar da, spuneți-mi, de ce se numește Domeniului? Și zic să punem și măștile. Da, apropo, am și o mască de la Uniunea Europeană, dar este așa un cadou. Pentru data viitoare, deja când vii, o să știi că zăm că o să treacă pandemia. Hai să zic așa. Asta la final, să lăsăm asta sfii, da, așa de pe dor. De ce se numește Domeniului? Deci merge vorba despre anii 1400. Alexandru cel Bun, când venea spre Mănăstirea Căpreana, se intersecta cu zona, să spun așa, cea prin Bucovâr, Țiganca și Dumești. Dumești are trei văi. Deci noi suntem acum în a treia vale, cea mai frumoasă vale, la care și vornicul de la Curtea Domnească și-a, să zic așa, și-a întemeiat aici familie, după care vine, să spun așa, își face satul lui care îi dă și denumirea Vorniceni, dar aici era pe vremuri niște căsuțe care se numea Dumești. Și de aici pornește și denumirea muzeului. Denumirea muzeului. Ce ați adunat aici? Întâi de toate, ați construit-o dumneavoastră de la zero, de la temelie? Da, noi am construit acest muzeu, dar nu gândiți că este ușor. Noi ne-am ațat pe niște lucruri, să spun așa, culturale, aceeași piatră. Am avut foarte mari probleme la achiziționarea acestui produs, din motiv că nu se găsea pe piață. Această piatră, care vroiam să-i dau aspect de vechi, aspect ca într-adevăr să coincidă cu niște, să zic, cu cultura sau cum să-i spun, cu tradițiile. Scuzați, dar vreau să las ușa, închisă. De ce? Că vreau să vedeți și acest ornament. Doamne, câtă muncă aici s-a făcut în lemn. De unde aveți ușa? Pare veche. Pentru că văd și straturile de vopsea. Deci sunt mai ușa, multe. Cineva din vecinii mei au stricat o casă veche, la care această ușă a mers la foc. Noi am mers și am cerut de la ei ca să mi se dea această ușă și am și prelucrat-o, 3 săptămâni am curățat-o ca, ca să-i dăm aspect. Nu am luat toată, să zic, poșghița aceasta, am lăsat totuși cât de cât ornamentul real a acestei uși. Și straturile. Da, și straturile. Ca să vezi istoria. Da. Și sper ca copiii care au aruncat ușa să ne calce pragul și să se bucure că această ușă a buneilor lor este chiar fața muzeului sau fața ușa din fața casei noastre. Așa. Așa, dacă nu vă supărați, o să intru. Da, da. Podeaua la fel este o podea veche. La fel a mers, să spun așa, șlefuirea sau nu știu cum să-i mai zic. Ca să rămână totuși acela, nu am vrut ca să complicăm. Muzeul noi l-am creat. La bază am avut niște lucruri vechi a părinților mei, cum este dulapul, radioul, ceasuri, să zic, multe lucruri, același covor, dar am vrut ca să motivez populația din sat, din localitate. Și atunci, dacă, după cum vedeți, avem și o șervetă aici, croșetată din doamna Ludmila Crăciun, care mi-a donat-o când a venit la deschiderea muzeului. Este, să zic așa, de la Gal Plaiu Codrilor. Mi-a făcut și eticheta. Am încercat ca să merg prin sat și să zic așa, să cer, indiferent ce,
dar să-mi doneze ceva de la bunici, străbunici, ca să înfrumusețez acest muzeu. Cea mai veche piesă, câți ani are? Cea mai veche piesă, să vă spun drept, nici nu m-am gândit, dar cred că este acest prosop. Nu știu dacă e din 1908, fiindcă bunica mea s-a cununat cu el la Mănăstirea Căpriana. Dar poate sunt lucruri și mult mai vechi în sat. În sat și în, să zic, și în muzeu. În acest muzeu, de ce te-ați adunat în sat? Multă lume ne donează, dar noi nu fiecare lucru putem să-l luăm. Mult întorc și înapoi, din motiv că, știți, totuși, dacă este un muzeu a satului, într-adevăr vrem să ne axăm pe niște tradiții care au fost cândva, el este din cânepă făcut, confecționat. Avem și această scoarță, dacă o vedeți aici, este o scoarță foarte veche. Pentru cei care nu cunosc, pentru scoarță cei? Înseamnă covor. Covor tradițional moldovenesc, care este cesut. Ele sunt mai multe scoarțe și toate sunt din cânepă. Acesta este puțin vopsit, restul nu sunt vopsite. Au ca elemente, să spun așa, cupă, ceașă, cocoșul, care este o tradiție, să spun așa, a Moldovei, care este un element, să zic așa. Și, deci, ornamentele de pe acest covor care ne reprezintă regiunea, localitatea sau, să zic așa, microregiunea, hai să-i spunem, Galplaiul Codrilor, că ele toate sunt la fel, toate regiunile au aceleași elemente. Ziceați că prosopul e din 1908, dar văd eu acolo inscripție că acel covor de pe perete ar fi din 1902. Acesta este, da, este, nu știu dacă, vă zic, adică nu am, înțeleg, nu suntem, e max, da, maximă suntem precizie, într-un proces, cum? Nu am aici o inventariere. Să zic așa, da? O să încerc să fac o inventariere la sfârșitul anului și să pun toate obiectele pe un registru ca să rămână totuși în istoria muzeului. Așa, da. Avem aici o cămașă care au purtat, o să spun, băștinașii noștri care au cântat în taraf din localitate și același Vasile Marin, apropo. Are elementele de, să le zic așa, de război, să le spun așa, așa se numește acest element, care înseamnă viață și moarte, dragoste și ură, familie, să spun așa, cer și pământ și toate. Doamne, toate. Elena, îmi vine așa să vă iau de mânuță și să vă aduc spre prag, spre prispă, da, dar okay. Și de ce? Am și eu o întrebare. Ce ar căuta aici o imprimantă 3D? Cum se îmbină tehnologiile performante cu tradiția? La ce v-a trebuit? Pentru că ați aplicat, ați depus dosarul la proiectul Femei în Afaceri, anume pentru a câștiga un grant, susținere financiară, cu scopul de a cumpăra această imprimantă, am înțeles eu, foarte costisitoare. Cât de costisitoare da, e? Deci, și dacă puteți să mă duceți să-mi arătați okay, cum mergem acum. Da, mergem acum și o să vă arătăm și cum procesul de funcționare. Ideea a fost, am creat muzeul, a început să vină turiștii. Ca la bază, eu mai am un hobby așa, dacă vedeți acolo am niște confecționări din pănuș. Asta înțeles. Este un hobby al meu, care da. Eu foarte îmi place, frumos. Îmi place ca să zic așa, să creez. Așa. Așa. Dar aceste pănuși nu spune nimic, fiindcă turistul când vine în localitate își dorește ceva, un element mic, simplu, simbolic, care ușor ne-ar reprezenta. Ușor da. Da. Și deci am încercat ca să pun altă idee de proiect, la care aș fi legat și acest muzeu, și turiștii, și locația, și tot la un loc. Ca să aplicăm la un printer 3D, care este foarte costisitor, și un laser. La bază nu am numai acest printer 3D și laserul, că acolo merge vorba de compresor de aer, adică sunt mai multe, să zic, ca să pornești acest utilaj, ca să bucurăm ochiul turistului. Asta a fost, să spun bucurați așa, ochiul turistului. Deci profeționați niște suvenire. Din ce? Din lemn? Da, din lemn. Până când o să încercăm șculutul. Am făcut parteneriat cu 4 agenți economici, din care o să facem, să zic așa, când o să fie funcțional tot, o să punem pe masa turistului un suport de suvenire, care o să cuprindă 4 localități. Deci, Mierea. Ce suport de suvenire? Deci, da. Mai mult, dar vreau să știu tot, o să înțeleg cum. Deci, Mierea o să fie de la Miclăușeni,
de la Casa Mierii. Așa. Pruna o să fie de la Dolna, așa, de la doamna Nicula. Și șervețelul va fi din Lozova, de la doamna Ludmila Crăciun. Și de la Vornicieni o să vedem același vin sau aceeași străistuță, țolișor. O să combinăm. Asta este secretul nostru. Este secret? Da, da. Așa nu mai e. Da. Este un început de secret. De ce? Că dumneavoastră o să veniți ca să ne faceți alt reportaj. Uite, uite. Vă descurcați foarte repede. Da. Venim. Să... Noi ne place aici, ne simțim așa foarte bine. Ok, da, data viitoare să ne promovați și galul. A, bine, hai, ia, uite okay, că sunt, vezi cum, asta vine mâncând. Ok. Așa, ce voiam să întreb? Hai să revenim noi la acel laser. Am înțeles că laserul e aici, deja funcționează. Funcționează. Se aude ceva. Da, iată o să... El acum funcționează, așa-i? Acum, faceți da, comod. Funcționează și sperăm că o să vă placă ceea ce o să vedeți. Și sper că, poate, nu știu, sunt oameni mult mai bogați, să le zic așa, care își permit acest utilaj. Dar cât de scump e? Nu mi-ați spus cifra. Cât costă? Ce? Așa zi mare? Smașez? Mare, mare. O să car? Deci, noi ne-am dorit un laser, într-adevăr, să se spun așa, nu, ni l-au confecționat. La comandă. La comandă. La comandă. Am așteptat 2 săptămâni ca să ne, după ce au primit banii, după ce l-au confecționat, l-au trimis. Și toate cheltuielile, aceleași transport, vamă, să spun așa, de vămari, este o procedură mult mai deochetă, care noi, într-adevăr, nu ne-am fi permis. Și... până a ajuns. Cifra. Dar eu mă țin de cacrința dumneavoastră să nu cad. De ce a fost nevoie de suport de acest proiect Femei în Afaceri ca să vă realizați visul? Chiar nu puteați să o faceți de sine stătător, adică da, din bugetele proprii? Poate și da, dar asta o fi trecut mult, pe mult timp, să zic așa. Laserul costă 2.893 de... Doar laserul, da, și imprimanta. Da. Dar v-am spus că el este dublu, din ce motiv? Că merge vorba de vamare, de vamare, cheltuieli, adică toate după noi, la care deja, astea sunt o contribuția noastră. Important că Uniunea Europeană ne-a aprobat proiectul și ne-a dăruit, sau să spunem așa, ca să fie un laser funcțional și promovat, să-i spun așa, pe haideți toată regiunea. Da. Bună ziua! Eu cu masca mea? Scrie dragon, e periculos. Ori tare iute, ori scoate mult foc. Ok, acum vă dau în mâna, să zic, specialistului, care el o să vă poată să vă descifreze câte ceva. Puteți să ne explicați cum funcționează și ce iese, iată, din această cutie? Deci acest laser îl poate grava și poate tăia materialul până la 6-8 mm. Iată aici avem câteva exemple. Cum se primește? Wow. Da, voiam zic că e Mihail Sadoveanu, dar zic, da, mai întâi să citesc smart. Da, este Mihail Sadoveanu. Aici avem căsuța dumneavoastră, muzeul, da? Vatra Dumnezeu. Atea, așteaptă, aici scrie Dumnezeu. Dumneștilor. Le-am dat denumirea veche, așa, a regiunii, că este poate și corect, ca să fie așa o inscripție. Am mai... înțeles. Iar aici, ce-ar fi asta? Este mai mult decorațiune care poate fi folosită la cutii sau la diferite suveniri. Am înțeles. Deci tot ceea ce voi o să adunați, olișoare, miere, o să le puneți în cutii o frumos, cutii, îngustate, corect, așa? Corect, da. Ca să... Că atunci aveți nevoie și de ornamente. Deci, corect. Prima etapă se face aici la calculator, unde se proiectează tot designul, după care el se dă la laser, adică putem vedea cum va, unde va fi zona unde va tăia. Cred că aici trebuie să filmăm și să arătăm cum funcționează, ce o să se întâmple. Și avem o bucată de placaj sau lemn, nu știu, este lemn natural? Da. Este un placaj. Un placaj. Și o să deseneze ceea ce avem noi acolo sus, da? Da. Pus în program. Acum vrem căsuța, vrem muzeul. Hai, băiete, hai, dragonul, gândește repede. Deci, ne spune că este prea aproape de margine. Așa. Vrei să economisești placaj, așa? Da.
s-a pornit treaba. Ui, dar voiam să vă mai întreb ceva, cât privim noi, marele miracol, ce se întâmplă aici. E complicat să depui dosarul pentru un proiect așa cum este Femeie în Afaceri? Nu este complicat, dar trebuie să ai o idee perfectă. Ca cei ce citesc să-și închipuie și nu este neapărat ca să vină la fața locului. Este important când ei citesc ca să-i convingem. Asta este. Dar ideea, în primul rând, cere de dorit. Dar nu e așa un proces anevoios, ai nevoie de foarte multe hârtii. Lumea așa și imaginează. Am impresia că mulți renunță la visul lor și nu depun dosarele doar pentru că își imaginează că e un proces complicat. Nu este complicat absolut deloc. Nu mi-a părut. Deci mie, în primul rând, nu mi-a părut complicat. Important e să ai puțin timp, să te poți concentra și să le pui pe hârtie, să-ți realizezi visul. Dar chiar vă zic și vă îndemn ca să aplicați la proiecte, că într-adevăr sunt foarte multe oportunități de a motiva tineretul din Republica Moldova ca să rămână. Cum căutăm noi aceste proiecte? Unde sunt banii? Spuneți site-ul, adresa, numele, prenume. Unde sunt banii? Vă zic eu, dacă cumva vă singheriți așa să povestiți, accesați site-ul www.odim.md. Acolo aveți și secțiunea Femei în Afaceri. Deci dacă sunteți antreprenoare sau aveți spirit antreprenorial, vă doriți o afacere, vedeți ce scrie acolo, care sunt condițiile și neapărat depuneți dosarul. Numai proiectul Femei în Afaceri a susținut, acest program a susținut 395 de proiecte care au generat investiții, fiți atenți, din 93 milioane de lei. Deci au fost create 1600 locuri de muncă. Atâția oameni au crezut în puterile lor proprii, au crezut în visul lor și atât au făcut. Pur și simplu au depus dosarul, au încercat. De aceea eu zic să treceți toate visurile dumneavoastră din business planuri și de pe hârtie în realitate. Mai ales că se bucur și alții. Iată, dacă vorbim despre un proiect cum este Muzeul Domeniului, se bucură și vizitatorii. Vreau să mai zic că este un fond finanțat de Uniunea Europeană, Odimu, care nu sunt pretențioși și cu ei, într-adevăr, sunt niște oameni foarte simpli, foarte, să zic, deschiși către toți agenții economici. Încercați, aplicați și vă dorim succes ca să promovați tot ce avem, că avem o țară foarte frumoasă. Cred că am omis să povestim noi asta, că vă gândiți la un traseu turistic. Da. Avem, așa pe scurt, doar să lăsați câteva cuvinte. Asta și să știe oamenii de ce să pună pe harta lor această destinație turistică, să vină în satul Vorniceni, pentru că nu ai de văzut doar văi, dealuri fabuloase, dar și... Dar și o să fie aici amplasat un amfiteatru, care vom face diferite festivaluri, concerte, să le spun așa, și trei locuri de cazare, trei căsuțe, să le spun așa, trei căsuțe, că locuri va fi mai multe. La început în program merge, deci, trei gospodari care o să deschidă locuri de cazare și plus la aceasta o să mergem și la vinărie și la pietrării, să spunem așa, și mersul pe jos până la Mănăstirea Căpriana și la biserică. Este important ca să avem dorință. Și vă așteptăm la Vatra Domeniului. Până se deschid pensiunile, astăzi ce putem face aici? Ați menționat deja drumeții, până la Mănăstirea Căpriana. Astăzi, dacă vă doriți, putem merge cu drumețiile la muzeu, la Biserica Veche și ca să admirați, să spun, peizajul turistic. În plus, mai sunt și bunătățile locale, menționat mierea, runele. Avem muzee. Dacă mergem pe teritoria Gal, atunci avem și rezervația Codrii și muzeul la Miclăușeni, la Dolna avem casa, la Miclăușeni avem casa Merii, la Dolna avem muzeu. Deci este ce de vizitat, important e ca să vă doriți. Poate acolo am înțeles că este și un domn care are și, să spun, loc camping, cum să-i spun. Camping, așa camping, este. Da.
sper să vă distrați, vă așteptăm cu drag pe teritoria Galtlaiu Codrilor. Sau... Așa, eu amintesc la final, am vorbit cu doamna Elena Lazarev, beneficiara programului Femei în Afaceri, un program senzațional susținut din fondurile europene, care a fost creat în anul 2016 cu bani din bugetul de stat, dar fără subvențiile UE. Deci nu știu dacă am fi ajuns la o viață atât de lungă astăzi. Mulțumim, are și un program interesant, suport pentru întreprinderile mari și mijlocii în zona rurală, localitățile rurale. Mulțumim pentru acest suport, pentru că așa se fac lucruri mari. Cu oameni buni se fac lucruri mari. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, sper că v-am inspirat să aveți o zi minunată. Nouă ne este bine, suntem unde trebuie. Este bine, foarte bine. Mulțumesc. Mersi, pa, pa. Pa, pa.